Din nou, dedicate toate vouă. Fete cu style vagabond, țin se tras de marfă nou. Cele patru elemente avem trei de care vrei. Lasă tot ce faci, aruncă geana pe sezonul 3. În cypher, b-boy, DJ, MC, grafuri, scratching, beatbox, battle, taguri. Forță și devotament, spirite înclinate spre creație, pentru orice generație. Patru elemente, start, sezonul 3. Să fii în altă parte, crede-mă, nu vrei. E marfă hip-hop, e tonic obiectiv show. Hey DJ Double D, învârte plata, nu ăla din nou. E marfă hip-hop, tonic obiectiv, tonic obiectiv. Marfă hip-hop, tonic obiectiv. Salutare și bine v-am regăsit la Marfă Hip-Hop. Săptămâna aceasta vom face o nouă călătorie în lumea hip-hopului românesc. Prima oprire o vom face la Chill Brothers, unde vom sta de vorbă cu trupa Camuflaj, după care vom merge la Mixtine Lab, unde Angeles îl va avea ca invitat pe Mario Cruz Fader, iar la artiști din backstage vom sta de vorbă cu magician al biturilor, Iluzionist. Salutare, sunt Smokey. Și eu sunt Crem. Și urmărești Marfă Hip Hop. 2. Noapte și lumine, check. Așa că fugi, fugi, e noapte și lumini ce-ți luminează o cale mare care-i plină de rechini. Fugi, fugi, prieteni sau străini, creștini cu sufletele transformate în mașini, că banii schimbă totul, chiar și pe tine. Și să înțelegi curând, alergând printre ruine, dar am ales cei buni din privirile străine. Că-i totul bine când se termină cu bine. Am fost iubit și am iubit și am învățat că nimic n-are cum să ne dărâme ce în suflet zidit. Și tot ce îmi doresc e răbdare, că pare atât de greu, dar e doar o încercare trecătoare. Yo, lasă-mă să fiu, să le arăt că fără dragoste nimic nu-i viu. Să mă lupt cu frica și să o îngrop, pentru că știu că într-un final doar eu aleg cine vreau să fiu. Cine, 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 cine vreau să fiu. Yeah, yeah, e Camuflaj, yo. Cum vă spuneam, săptămâna aceasta o să stau de vorbă cu băieții de la Camuflaj, cu Blazon One Shot și Click, care se află alături de mine. Și noi, bineînțeles, ne aflăm la Chill Brothers, în studio. I-am invitat pe băieții aici să ne povestească, pentru că de 2009, când am făcut ultimul interviu cu ei, a trecut ceva timp și ei chiar au fost la foc automat cu materialele. Salut, băieți! Salutare, bine v-am regăsit, să zic așa. Și bine ai venit la noi la studio. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și bine te-am regăsit și pe tine, Click. Bine ați venit la noul nostru sediu. Hai să intrăm direct în detalii și să le spunem oamenilor de materiale de care vorbeam eu, materiale video care voi le dați săptămânal sau chiar la lună, sunt pe internet. Hai să vorbim un pic de promourile, care sunt în număr de 6 în momentul de față și urmează să mai dați. Eu le-am numărat. Ia zi, cum v-a venit ideea și care e treaba cu aceste promouri? Lucrăm foarte mult la album și am hotărât să arătăm lumii ce facem până o să iasă albumul. Așa că într-o săptămână o să dea Blazon un session, într-o săptămână o să dau eu un session, într-o săptămână o să dau amândoi un session. Fiecare bucată e o părticică dintr-o piesă care o să fie pe albumul nostru. Oamenii care ne ascultă session-urile, să zic așa, sunt exact oamenii care ne ascultă muzica mai mult decât să dea un play în Winamp. Adică au și repeat-urile, cum ar veni. Voi aveți foarte mulți fani și când zic asta mă iau după vizualizările de pe YouTube. Acești fani nu așteaptă materialul vostru cu sufletul la gură? Din feedback-ul care l-ați avut până în momentul de față și mesajele care le primiți? Ba da, îți dai seama, și ei așteaptă la fel cum așteptăm și noi să-l finalizăm. Toată lumea ne scrie, primim mail-uri, primim pe Facebook o grămadă de chestii, dar sunt unele lucruri care nu depind doar de noi și atunci trebuie cu răbdare și încredere. De ce În jurul lumii? În jurul lumii a fost primul videoclip care promovează albumul vostru cu Anda Dumitriu, sau al doilea? Al doilea. Cum v-a venit ideea să promovați această piesă? Am stat într-o seară toți trei, adică noi doi și Anda, și am scris refrenul ăla. Și a ieșit piesa. Și normal că trebuia să-i facem un clip, adică noi suntem, nu știu, ne reprezintă foarte mult piesa.
și mesajul piesei. Și în mare parte reprezintă și albumul Camuflaj. Cumva mesajul central o să fie ăsta, care mesajul din piesa în jurul. Lucrați cu aceeași echipă la videoclipuri sau ați schimbat de la clip la clip, schimbați oamenii? În mare, da. Lucrăm cu aceeași echipă, Chill Brothers, Cristu și Hip, dar la unele proiecte mai lucrăm și noi. Sessionurile de studio le facem noi. Click a făcut clipul lui prima dată. Eu o să-l lucrez pe al meu. Până în momentul de față e cam aceeași echipă, Chill Brothers. Vorbeam de piesa solo a lui Click, care are și un videoclip în colaborare cu Feli. O stai și tu una, bănuiesc, nu? Sau vor exista mai multe piese solo pe material? Astea două, pe albumul Camuflaj o să fie prima dată semnată Click și a mea. Click, hai să vorbim puțin de prima dată cu Feli. Prima dată e o piesă personală și trebuia să o fac singur, pentru că mă reprezintă în totalitate. Pe Blazon nu știu dacă îl reprezenta la fel de mult și trebuia să facem. Și era nevoie de două solo-uri pe album, ca să, nu știu, să fie altceva. Pe lângă asta, datorită faptului că sunt foarte multe confuzii că de fapt Camuflaj ar fi unul, am vrut să și se vadă faptul că suntem doi. Deja au fost prea multe și ne-am cam săturat și noi să vedem, bă, ăla, Camuflaj ăla, păi noi ăla, Camuflaj sunt ăia. Adică lumea avea impresia că unul stă în umbra celuilalt și e doar de imagine, nu? Sau? Pur și simplu credeau că e un singur om. Cred că videoclipul piesei România i-a derutat un pic. Era amândoi rași în cap, îmbrăcați oarecum asemănător. Și i-a derutat, da, n-am apărut în cadre împreună. Dar de acum o să înțeleagă toată lumea exact ce se întâmplă. Hai să le spunem oamenilor, cine a regizat clipul tău prima dată cu Feli? M-a ajutat foarte multă lume la acest clip. Nu știu exact. Acum nu o să încep să enumer pe toți, dar Style The Kid a fost unul dintre primii oameni care a lucrat la proiect. Sora mea, Cristu, Blazon și mulți alții. O armată de oameni, da, o întreagă brigadă. Important e că a ieșit așa cum a ieșit. Sunt foarte mulțumit de rezultat. Clipul ai reușit să-l bagi pe TV? Cred că a rulat la Music Channel, dar doar la hip-hop, la emisiune cu tematică. În rest nu cred că a intrat. Nici n-am urmărit asta. Am vrut piesa asta, cum ți-am spus, e o piesă personală, o piesă de suflet. E o poveste frumoasă și am vrut să fie auzită. Uite, legat de treaba asta cu TV-ul, voi aveți multe piese care s-ar pria foarte bine pe ce difuzează televiziunile și sunteți prea puțin difuzați pe TV. Cum îți explici? Probabil din cauza faptului că noi transmitem un mesaj care nu se încadrează în playlisturile lor. Și pe lângă asta am mai primit unele răspunsuri de la anumite posturi, cum că ar fi prea negru clipul în jurul lumii, tot felul de motive de-astea. De fapt, acum știm și toți care e treaba cu industria muzicală. În schimb, cu radiourile, da, sunt mai accesibile sau tot așa? Mai degrabă la TV decât la radio, dar piesa în jurul lumii pe radio a rulat destul de bine. Vreau să vorbim puțin de piesa și clipul Pe drumul meu. Cu cine este, în colaborare cu cine este realizată? Piesa este făcută împreună cu Cristi Chelsoi, el fiind chitaristul trupei El Negro. Clipul este regizat de Cristu. Este o piesă frumoasă, zic eu, pozitivă, cu mult soare, vorba ta. Merge ascultat acum în timpul rece. Da, să încălzească puțin sufletele oamenilor. Vreau să vă întreb, care este următorul single pe care aveți de gând să-l promovați? Întreb pe Click. Încă nu știm sigur. Avem câteva idei și idei aproape finalizate. Cu siguranță o să avem un invitat, poate doi. E, faza asta cu nu știm sigur e cu du-te vino, știi? Ca să țineți lumea în suspans, că ăsta e și motivul, nu? Nu neapărat, avem
ți-am spus, vreo 3, 4, 5 potențiale single-uri. Și să vedem. Oricum o să-l scoatem foarte repede, foarte curând. Dacă fanii vor să țină legătura cu voi, să vă scrie, unde anume o pot face? Cel mai ușor mod de a lua legătura cu noi e pe Facebook-ul nostru, oficial. facebook.com/camuflajoficial. Și de acolo, acolo sunt toate legăturile făcute. Twitter, YouTube, etc, etc. Exista și un site camuflaj, în momentul de față mai există? Nu, am renunțat la site. E tot una, Facebook-ul practic face tot. Există chillbrothers.com, unde suntem și noi și toți artiștii Chill Brothers. Nu cred că mai e nevoie de site. Plus că nici nu mai avem răbdare să stăm, să-l facem, să-l îngrijim. Da. Facebook-ul e perfect acolo. Din informațiile mele știu că voi nu stați deloc locului. Ba în studio, dacă nu sunteți în studio, sunteți pe scenă. Cum stați cu agenda? Mă refer la concerte. Din fericire suntem destul de ocupați. Să sperăm că o să fim și mai ocupați și să stăm doar în studio și pe scenă. Ăsta e scopul. Pentru că de asta facem muzică, ca să fim pe scenă cât mai mult și să arătăm oamenilor ce înseamnă. Uite, vă pun o întrebare care am mai pus-o în, la câțiva artiști. La întrebare mă refer. Se poate trăi din ceea ce faceți, din muzică? De ce toată lumea îmi dă același răspuns? Depinde de mai multe lucruri. Depinde de cât de mult ești pe TV, de cât de mult ești pe radio. Astea ți-aduc concertele. Sunt mai multe aspecte. Da, se poate trăi din muzică și nu se poate trăi din muzică. E undeva, știi, dintr-o extremă în alta. Câteodată merge, câteodată nu merge. Nu există o cale de mijloc, în, cel puțin în viziunea mea. În momentul de față, ce asculti? Care este ultimul CD pe care l-ai ascultat sau ultimul album? Kimani Marley e în playlist-ul meu întotdeauna. În general reggae, dar mai ascult și soul, mai ascult cât un jazz câteodată. Depinde de starea de spirit. Domnul Click, tu la capitolul muzică cum stai? Ultimul album pe care l-am ascultat e albumul lui Cameron, care cred că e cel mai tare de până acum al lui. Sunteți pregătiți să faceți compromisuri în muzică? În momentul în care o să fim obligați să facem compromisuri, cel puțin eu, o să mă las. De muzică, cel puțin de muzică, nu o să mă las niciodată de muzică, dar o să mă las de muzică, nu o să mai dau muzică. Nu vreau să fac compromisuri și nu vrem să facem compromisuri, aviz amatorilor. Da, interesant, luați aminte. Asta cântăm, nu? Să fim true până la capăt. Așa e. Băieți, știu că la un moment dat voi vă ocupați și cu producții pentru voi și pentru alți artiști. Mai faceți asta în momentul de față? Nu, deocamdată ne concentrăm strict pe trupa Camuflaj. Și vreau să vă mai întreb legat de producție, că vorbeam de albumul care urmează să se lanseze. Puteți să-mi spuneți cam cine se află în spatele materialului, ca câțiva producători cu care voi lucrați? Păi, în primul rând noi, Style The Kid, mai avem niște pachete, da, Jacques Iolo, mai avem niște pachete de beat-uri primite de la unii alții, însă n-am ales. În momentul când o să alegem, o să și spunem despre cine e vorba. Hip, cred că o să mai fie mai mulți oricum. Cu ocazia asta ar trebui să anunțăm toți producătorii din țară să ne trimită beat-uri, pentru că noi chiar căutăm beat-uri acum și ar fi ceva interesant. Și unde anume poate să le trimită? Aveți o adresă pe care poate să trimită? camuflajmusic@gmail.com. Acolo și răspundem la orice fel de mail. Băieți, înainte să încheiem, dacă aveți un mesaj pentru cei care vă ascultă muzica și în momentul de față ne privesc. Să fie true până la capăt și să nu uite că cel mai important lucru este one love, adică iubirea universală. Nu vă mai lăsați poluate mințile și urechile și sufletele conduse de bani, exact. A fost trupa Camuflaj, vă las să vedeți un live cu băieții și după care revenim cu rubrica Anonimația, prezentată de Angeles.
Mr. One Shot Say. Yo, câteodată mă gândesc cum ar fi dacă banii n-ar fi, lumea ar ști ce se ascunde. Ar înțelege de ce am zis că avem inimile crude. Crescut cu puțin de mic, știu că banii nu aduc nimic. Yo, și mai târziu am învățat că trebuie să lupt, trebuie să trag, să pot să fac ce simt. De-aia prin tot ce fac încerc să evoluez, să fiu capabil să mă concentrez pe ce visez. În aceste vremuri tulburi să am dragostea și pacea pe post de scuturi. Că pe drum, yo, e plin de semne și trucuri. Ura când lovește parcă-i trasă din tunuri, yeah. Caut în tine răspunsuri și pentru tot ce ai să te bucuri, yeah. Oh, oh. Salutare și bine v-am regăsit la rubrica Anonimație, o rubrică cu artiști talentați, dar puțin promovați. Lângă mine l-am pe omul Mario Crux Fader. Salutul! Salutare! Acum vine tradiționala întrebare, de unde vine numele tău, frate? Cum l-ai găsit? Crux Fader. E mai complicat, am pornit de la Crux și s-a mai adăugat Fader pe măsură ce, nu știu, mi-am luat platane și am adăugat și Faderul și cam asta a ieșit. Crux, care știm cu toții ce înseamnă din engleză, se potrivea și cu caracterul la un moment dat. Și apoi Fader, care a completat caracterul. Și acum a rămas Mario, care e numele meu, că... Bine, e Mario Crux Fader, dar... Mario prefer să mi se spună că e numele meu și cam asta e. Spune-ne puțin despre tine, dacă lucrezi la ceva, dacă ai lucrat la ceva. Am văzut că ai și... faci parte dintr-un band. Da, ultima întrebare cu bandul Quantion, care e preocuparea mea principală. Și am lucrat și încă lucrez la multe proiecte, mai mulți artiști cu care am colaborat, cu care o să colaborez, și nu numai pe domeniul hip-hop-ului. Ca drept dovadă, Sid, cu melodia care o să o auzim la final, cu el am o colaborare la piesa Duși cu vorba, e o piesă mai veche, inițial a fost trasă pe un beat de la Fosilă, prin 2006, și nu știu, am vrut să o refac cu Sid, cu chitara, să fie altfel, nu știu, și am reușit să o facem, să o ducem în altă parte, cred eu, să fie un hip-hop cu încă ceva. Și ăsta e doar un exemplu. Quantum, spre exemplu, că spuneai de trupă, e altceva și acolo. În principiu noi l-am numit New Jazz, dar conține, pentru că, na, baza e hip-hop cu jazz și cu soul, să zic, și sunt tot felul de influențe care... Și am zis să-i zicem New Jazz, că e cel mai simplu. Și alte proiecte pe lângă, nu știu, mai sunt alți artiști cu care am colaborat și o să colaborez în viitor, atât din rap și din alte domenii. Te gândești la un album solo? Da, probabil o să fie și un album solo, dar nu mă grăbesc să o scot prea curând. Momentan rămân în spate, producție, și încerc să fac ceva pe partea asta mai... Adică mi se pare că pot realiza mai multe din spate. Am o vârstă, am trecut prin niște perioade, etape, ca noi toți care suntem mai vechi în treaba asta. Și acum încerc să-i ajut pe cei mai tineri. Am văzut pe net că ai dat drumul, adică ești într-o piesă cu Cafu de la Moromeții. Povestește-mi puțin despre piesă. Păi ce e de povestit? Am colaborat, omul avea nevoie de un refren, nu i-a plăcut ce a făcut el și a zis, frate, încerci să-mi faci eu un refren? Și am zis, da, încerc să-ți fac și eu un refren. Și de fapt e refrenul lui, care l-am tras eu în felul meu și a ieșit bine, cred eu, nu știu. Lui a plăcut, nouă ne-a plăcut, de fapt, și am zis că hai să-i dăm drum așa. Și a apărut pe compilația cu Marfă Hip Hop. Cam asta e, nu știu. Ai un site, Facebook, YouTube, Twitter, unde te poate contacta lumea să... vorbească cu tine, să... poate sunt artiști care vor să colaboreze cu tine. Pe youtube.com/cruxfader, dar nu prea mai updata ce se întâmplă acolo. Mai nou încerc să pun bazele unui label, dacă îl putem numi așa,
Momentan eu sunt singurul producător și am mai mulți instrumentiști cu care colaborez și care mă ajută să dezvolt ideea, că momentan e o idee, nu e prea mult. Sweet Sounds Production se cheamă și nu facem doar hip-hop, facem mai multe genuri. Și e facebook.com/sweetsoundsproduction și la YouTube la fel, Sweet Sounds Pro, dacă nu mă înșel. Și na, acolo o să găsească oamenii tot ce o să producem sub label-ul ăsta, să-i zicem label, sub numele ăsta. În rest, nu știu, pe Facebook mă găsește lumea, Mario Crux Fader, dacă scrii, sunt acolo. În încheiere, aș vrea să transmit ceva celor care te ascultă. Celor care mă ascultă, nu știu în ce număr sunt acești oameni. Ce să vă transmit? Nu știu, pace, dragoste, fiți buni, ascultați muzică bună și încercați să dezvoltați chestia asta cu muzica bună, că totul pleacă, schimbarea pleacă de la voi, după cum e și cu piesa Duși cu vorba. Încercați să susțineți toată chestia cu muzica bună și să diferențiați muzica bună de muzica proastă și să nu vă grăbiți dacă vreți să faceți muzică, că nu vă așteaptă nimic, nu o să vă aștepte nimeni cu brațele deschise sau, nu știu, o să fie un drum lung, dar dacă vreți să faceți asta, se poate. A fost Angeles, a fost rubrica Anonimația. Dacă aveți artiști talentați și vreți să-i auziți în rubrica asta foarte tare, nu evitați să ne scrieți pe anonimația@marfahiphop.tv. Pace, că e noapte și trebuie să mă duc și eu acasă, frate. Și atunci te întreb cine o să șteargă lacrimile. Nu mulți pot să te înțeleagă zarurile. Au fost aruncate de mult. Anii au trecut și te-ai trezit odată adult. Înconjurat de o lume infectă, în care toți merg pe o traiectorie incertă. Scuzele sunt doar pretexte în contexte ce tinsă. Acuză buze celor stăți minciuni de clasă. Poarta tăioasă a limbii e calam. Drama e că odată ce-i dai foc, flama arde. E țara în care avem nevoie de pancarte pentru a cere ce al nostru. Puneți mâna pe armă, orice am încercat. Suntem blocați de capcane. Comisii one zero cu dobânzi dolofane. Pe scările de bloc n-avem neoane, că s-au furat de asta mus la geamuri au obloane. Unii mor de foame, alții învârt milioane. Străzile sunt cum sunt, iar gunoaiele sunt mormane. În țara asta dispar peste noapte vagoane. Stăm conduși de Houdini, legea-i dată cu bastoane. Nu fumăm jointuri, nici havane, bilele. Totul mi le-ai pus în buzunar, dușmane. Nu aș putea, chiar dacă aș vrea, să uit că e în mâna ta puterea de a schimba ceva. Nu aș putea, chiar dacă aș vrea, să uit că e în mâna ta puterea de a schimba ceva. Se simte teamă față de damă cu lama, că știu toți că nu țin seama. Nu, aici fiecare e pe cont propriu, indiferent că-ți bagi prânc sau că bagi opiu. Care pe cale, pe care pașnică boare, e o confruntare față în față pe la spate din urmare. Șanse egale? No, las-o moare. Din întâmplare că în final toate s-a măgitoare. Rămân prea multe puse sub semn de întrebare. Știi, rămase așa fără explicații, fără motivații sau manifestații. La noi se închide în sec, nu se vor explicații. Peisaje clar lipsite de contur, pasaje par neclar că par în abur. Oameni ce par lipsiți de vlagă, jur. Ați uitat și voi cum am uitat eu să mă bucur. Nu aș putea, chiar dacă aș vrea, să uit că e în mâna ta puterea de a schimba ceva. Nu aș putea, chiar dacă aș vrea, să uit că e în mâna ta puterea de a schimba ceva. Reflect
în mod direct încă aștept asupra șanselor să tu să înghit în sec, să tu să trec prin viață scurt și la subiect. Încerc să evit să calc pe bec, privind la acest n-am moment cu chef de tam-tam. Ce strigă bani n-am, dar am amintiri de când aveam. Mulți îmi vor să exclame că mulți încă mor de foame, dar mi-ajung să-și vândă corpul pe câteva grame. Catalogată până drept-drept panorame. Oare când o să supească toate astea, Doamne? Simți și tu, simți și eu toat apas. Lipsiți de casă, străbatem o lume caragioasă, o lume păcătoasă, contagioasă. Încotro ne îndreptăm către pierzania noastră. Nu aș putea, chiar dacă aș vrea, să uit că e în mâna ta puterea mea a schimba ceva. Nu aș putea, chiar dacă aș vrea, să uit că e în mâna ta puterea mea a schimba ceva. Nu aș putea, chiar dacă aș vrea, să uit că e în mâna ta puterea mea a schimba ceva. Nu aș putea, chiar dacă aș vrea, să uit că e în mâna ta puterea mea a schimba ceva. Yeah, Marfa Hip Hop 2012. Peace. Sunt Anto Biz de la Liber Note Production. Sunt DJ Andu și urmăriți Marfa Hip Hop. Big up. O mulțime de oameni trec pe aici zi de zi, dar dacă ar fi după ei mai bine la rocoliștii. Dar din păcate n-au alternative, așa că faceți ce tu mai vreți. Săptămâna aceasta la Artiști din Backstage o să vă fac cunoștință cu un producător. Poate că unii din voi îl cunosc, alții mai puțin. Este vorba de Iluzionist din Sebeș. Salut, omule! Salut și bine te-am găsit, Tonic! Băi, noi ne bucurăm că putem să prezentăm oameni talentați și de ce nu să arătăm ceea ce fac. Astăzi nu o să le arătăm oamenilor ce faci tu. Ori să caute pe internet, o să caute, bănuiesc că ai o pagină de internet și lumea o să intre acolo să caute. Hai să vorbim puțin de CV-ul tău, ca să zic așa. Pentru cine anume ai produs până în momentul de față? Cu siguranță o să uit acum pe foarte multă lume. Am produs pentru Crețu, pentru, și pentru ceilalți, și pentru Victor separat, pentru Liri, Gani, Ibra, Swift, Clu, Cino, Recaze, foarte, foarte mulți, On, Prolix, mă mai gândesc, Exile. Vorbeam cu tine la un moment dat și ziceai că dacă ar fi să numeri producțiile și piesele care le-ai produs, sunt peste 100, nu? Mai mult ca sigur. Da, cu siguranță sunt mai mult de 100, pentru că astă vara am făcut un concurs pe pagina mea de Facebook pentru MC, am pus un beat la download și să tragă pe el, iar în urma unui juriu pe care l-am făcut împreună cu încă niște oameni, am dat 3 beat-uri la locul 1 și câte un beat la locurile 2 și 3. Și numai la concursul au fost 35 de piese, plus altele pe care le-am făcut. Am scos astă vară un album, aveam o trupă, Bricada se numește, și numele vine de la inițialele noastre, adică Biotic, Recaze, Iluzionist și Cino. Și albumul ăla avea 24 de piese, dintre care 22 erau de mine produse. Deci numai de acolo deja sunt peste 50. Nu știu. A apărut, scuză-mă că intervin, a apărut un material, tot așa, e un fel de compilație cu producțiile tale, adică anumite piese care tu le-ai produs și le-ai pus pe, ai făcut o selecție. Spune-mi puțin de materialul ăsta. Materialul se numește Una Alta, a apărut acum în ianuarie și am adunat în același folder 19 piese pe care le-am produs eu în ultima vreme, pentru că unele au fost mai promovate, altele mai puțin și fiecare piesă ar fi meritat poate mai multă atenție. Și de asta am zis să le reunesc forma unui album, plus că ar fi și un fel de CV pentru mine, să-mi vadă lumea în același loc, uite, am făcut și asta, și asta, și asta. Au fost peste 1000 de download-uri, e ok în zilele noastre, zic eu. Feedback-ul a fost bun, să înțeleg. Da, da. Oamenii au fost receptivi și mă bucur foarte mult. Spune-mi și mie, când te-ai apucat de producție și, bineînțeles, din câte știu, tu din pasiune mai ești și MC.
Când te-ai apucat serios de treabă? Am început prima oară ca MC, cam prin 2006-2007, făceam primele încercări și tot pe atunci am început să mă apuc și de producție, însă nu mi-a ieșit mare lucru decât prin 2008. Dar tobe și din astea am început să-mi adun încă de prin 2006. Și în 2008 m-a ajutat un producător foarte bun din Brașov, Zichiu. El m-a primit la el, mi-a arătat cum să fac să sune mai bine beat-urile și de atunci, din momentul ăla, am început să evoluez constant de la beat la beat. Da, și cum spuneam, foarte multe piese s-au născut de atunci. Da, îmi place să iasă piese, dacă tot mă ocup de chestia asta, să fie și unele rezultate. Uite, tu lucrezi foarte mult cu sampling sau folosești și clapa? Nu am clapă, folosesc sample-uri de fiecare dată și mai adaug eu părți compuse peste, câte un pian, câte o vioară, câte ceva, bas, să sune cum îmi place. În ianuarie ai lansat un videoclip cu Cino, ce poți să-mi spui de acest clip? Clipul se numește 515800 și este o piesă despre orașul nostru natal, Sebeș. Ne simțim atașați de oraș și am zis să facem și noi o piesă, cum toată lumea face despre orașul lor. Am făcut piesa, iar Eddie Schneider ne-a propus să facem un clip pentru ea și am văzut și noi cu ocazia asta ce rol important are un clip făcut profi. Piesa am pus-o pe net încă de prin noiembrie și până în ianuarie abia au făcut 2000 de vizualizări, iar pe urmă clipul a făcut 10.000 în două zile. Iar acum are vreo 50 ceva de mii și merge spre bine. A fost foarte bine primit și țin minte că pe internet a circulat videoclipul. L-au luat chiar și site-uri de la diverse televiziuni, au făcut știri, a apărut și la știri, nu? A apărut și la știri, la Pro TV, la Antena. Ne-am legat în piesă și de faptul că orașul nu are centură și traversa zilnic de 10.000 de mașini, pentru că acolo se întâlnesc drumurile naționale europene DN7 și DN1 și tot timpul se stă la coadă în orașul ăsta și practic asta i-a interesat pe cei de la știri și au promovat și ei cu ocazia asta melodia. Ai de gând să continui colaborarea cu Eddie Schneider? O să mai existe un viitor videoclip? Asta nu pot să spun, habar nu am. S-ar putea, dar nu știu sigur deocamdată nimic. Ar fi frumos. Hai să vorbim puțin de planurile de viitor, adică ce urmează să iasă ca producții și de ce nu poate chiar dacă lucrezi la vreun album ca MC? Lucrez la un album de producție care va fi doar cu invitați de afară, din state și din Australia. Acum fac parte dintr-un label numit Blue Battle Records. Este din Australia label-ul, împreună cu un producător super tare de pe acolo, Soul Chef, și el mă ajută să fac acest album. Ca MC nu lucrez la vreun material în prezent, eventual doar câte o colaborare cu oamenii care nu sunt mai apropiați, dar nu am în plan un album ca MC, ci mai degrabă voi scoate mai multe ca producător. Înainte de albumul cu invitați, voi face unul doar cu instrumentale. Mă gândesc că prin aprilie va fi la download. Pentru cine ar vrea iluzionist să producă o piesă, dacă ar fi pe viitor? Un artist care ție îți place în mod special, să zicem, din România și de ce nu chiar de afară? Mi-ar plăcea să produc pentru foarte mulți oameni. Să zic Pașaman, spre exemplu, sau de la Facem Records, oricine. Mulți din România îmi plac și sper să apuc să colaborez cu toți până mă voi lăsa de treabă. Și de afară, care îți place în mod special? Bănuiesc că e vreun MC care te rupe. Mai pe românește. De afară, MC-ul meu preferat este Last Emperor, însă n-am mai auzit nimic de la el în ultimii ani. Nu știu dacă mai face rap, dacă nu. Dai seama, de afară îmi plac foarte mult Dire Peoples. Mi-ar plăcea să trag Alchemist un bit de la mine. Mă, nu se știe niciodată. Peste ani de zile poate iluzionist ajunge marcă înregistrată, nu că n-ar fi. Deja în câțiva ani, uite, lumea a ajuns să-ți cunoască instrumentalele. Ascultă beat-ul și deja își dă seama că e producție făcută de tine. Hai să le spunem oamenilor unde te pot găsi pe internet. Dacă ai vreo adresă, vreun site unde pot intra, știi, să asculte piese și de ce nu să te contacteze pentru producții. Am YouTube, Facebook, youtube.com/illusionistbeats, la fel am și pe Facebook, și pe SoundCloud, și pe Yahoo, peste tot
mă puteți găsi pe adresa asta. Uite, dacă te-ar contacta un artist din altă sferă muzicală, mă refer la house sau chiar pop, soul, să-i faci o producție, te-ai băga într-un proiect de genul acesta? M-am gândit să mă bag într-un proiect de genul acesta. De fapt, chiar am produs o piesă R&B pentru o fată din Australia. O să apară în curând, o să dau eu share pe Facebook și peste tot. Dar nu sunt eu foarte bun să fac house, de exemplu, pentru că nu simt genul în primul rând și consider că trebuie să simt ceea ce fac ca să iasă bine. Trebuie să-mi placă mie în primul rând și dacă nu e exact ce mă atrage pe mine, n-o să iasă treaba ca la carte. Vreau să știu de la tine punctul tău de vedere legat de promovarea care se face în momentul de față în hip-hop. Cum vezi tu promovarea? Cum ți se pare că se face în momentul de față? Că ai avut și tu niște videoclipuri, ai încercat să le promovezi și bănuiesc că ai întâmpinat anumite dificultăți. Da, cu promovarea destul de greu în zilele noastre. Sunt câteva site-uri care postează și care dau știrea mai departe. Nu sunt foarte multe, însă chiar își fac treaba și le mulțumesc ocazia asta că îmi promovează și mie piesele. Mai sunt și câteva emisiuni foarte, foarte puține, cum e Marfă Hip Hop, tot respectul și pentru Marfă Hip Hop. Cam asta e toată promovarea, că la TV sau pe radio nu ajungem noi. E vorba deja de alte treburi pe acolo, contracte, case de discuri și încă nu suntem la nivelul ăla. Noi sperăm să se schimbe ceva pe viitor, cu toate că sperăm chestia asta de ani de zile și momentan totul stagnează. Oricum, noi o să-ți urmărim drumul pe partea de producție și de ce nu ca MC și îți mulțumim că ai acceptat invitația să vii la emisiune. Iar voi nu uitați, Marfă Hip Hop, o dată la două săptămâni, Tonic Obiectiv Angeles și pe Facebook ne găsiți, puteți să ne scrieți și avem și diverse concursuri acolo, dacă intrați o să vedeți. Până data viitoare, nu uitați, de aici aflați ce este Marfă Hip Hop. Thank you.